Curățenie în toată țara, într-o singură zi. Aceasta este campania inițiată la nivel național și denumită Let's Do It Romania. Ziua de 25 septembrie va însemna ziua curățeniei, o zi în care toți românii vor trebui să se implice. Nici făgărășenii nu vor fi indiferenți la acțiune. Astfel, Transmon Făgăraș și Primăria Făgăraș doresc implicarea tuturor concitadinilor în campania de curățenie. La masă, Sara! Ia, nu mai avem muștar. Ți-am zis să iei muștar mai mult. Auzi, pe cine? Pe cine? Iartă-mă că intervin, îmi împrumut și mie puțin muștarul tău. Muștarul! Mersi, vecine, m-ai salvat! Let's Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare socială organizat până în prezent în România. Acesta își propune ecologizarea tuturor zonelor într-o singură zi. Și la Făgăraș, proiectul a prins rădăcini prin implicarea Transmont Făgăraș și a Primăriei Făgăraș. Mai precis, acestea vor curăța malurile Oltului între localitățile Mândra și Beclean, dar și dealul Galațiului și dealul Calborului. Implicați în acest proiect sunt tineri făgărășeni care, pe bază de voluntariat, își doresc o zonă curată și ecologizată. Acțiunea a fost lansată, de fapt, acum 3 săptămâni în Brașov, unde s-a pus bazele acestei mari acțiuni de ecologizare și, de fapt, de informare de ecologizare. În luna aprilie, mai exact în 30 aprilie, am avut o acțiune împreună cu colegiul doamna Stanca de ecologizare a râului, de fapt, a ariei naturale de pe râul Olt, unde au participat vreo 70 de ele. A fost o, să spun eu, un prim pas și o încercare să vedem dacă cuplează sau nu cuplează populația. Cel mai important nu este strângerea peturilor și a gunoaielor, ci ceea ce va rămâne după această campanie, respectiv conștientizarea făgărășenilor cu privire la strângerea gunoaielor. Ceea ce va rămâne după ce se va termina această acțiune, deci să rămână orașul curat și frumos și cetățenii orașului să fie implicați total în această acțiune. Toți pot fi un voluntar, toți pot să pună mâna la un lucru. Deci ideea este că făgărășeni de orice vârstă ar fi bine să cupleze la această acțiune. Pentru această campanie, pe data de 15 septembrie, Transmont Făgăraș recrutează voluntari de toate vârstele la sediul instituției din Strada Republicii numărul 6.